Am aici o roșie, un cartof și un ștulete de porumb. Și m-ați putea întreba ce legătură au ele cu istoria românilor. În acest caz voi fi nevoit să vă aduc aminte că Decebal nu a mâncat niciodată mămăligă, iar Ștefan cel Mare nu știa ce sunt acelea tomatele. Mulți dintre eroii istoriei noastre, dacă prin absurd ar intra într-o piață de astăzi, s-ar simți ca pe o planetă străină. Drept care, în episodul de astăzi, vă propun să recapitulăm câteva repere din istoria alimentară a poporului român. Despre strămoșii noștri daci știm cu siguranță, măcar din dicționare, că mâncau cu plăcere varză sau brânză, precum și alte alimente foarte ecologice. Despre strămoșii romani știm că mâncau ceapă, măsline și tratau cu mare respect usturoiul. Dar nici dacii și nici romanii nu mâncau nici porumb, nici cartofi și nici vinete, din simplu motiv că aceste legume nu creșteau atunci în Europa. A trebuit ca Magellan și Columb să descopere America pentru ca masa europenilor să devină mai bogată. Cartoful, care este astăzi una dintre cele mai banale legume din bucătăria tuturor popoarelor, a ajuns în Europa în a doua jumătate a secolului al XVI-lea, adică abia după anul 1550, odată ce spaniolii au colonizat America de Sud. La noi, primele culturi ale cartofului apăreau abia după anul 1800. Pe teritoriul României de azi, primele culturi de porumb se pare că au apărut în Transilvania la mijlocul secolului al XVII-lea, așadar în jurul anului 1650, iar apoi porumbul a pătruns și în țara românească și Moldova. Cu alte cuvinte, Mihai Viteazul, atunci când a unit țările române, nu știa ce este aceea mămăligă de porumb și nici nu bănuia că peste 400 de ani urmașii lui români vor mânca popcorn. Este drept că soldaților lui Mihai Viteazul li se dădea un fel de mămăligă, dar ea era o fiertură sărată din mei râșnit, fără nicio legătură cu mămăliga pe care o știm noi. De asemenea, deseori sunt întrebat cu ce și îndulceau strămoșii noștri viața de zi cu zi. Răspunsul este simplu, cu miere. Dacii erau foarte mândri de mierea lor, iar mai apoi în Evul Mediu, în câmpia Dunării și în Moldova, se producea de asemenea o miere de o calitate excelentă. Zahărul a ajuns mult mai târziu în bucătăria noastră. Mai întâi, în jurul anului 1650, a pătruns în Europa zahărul din trestie de zahăr, care era o delicatesă scumpă. Prima fabrică de zahăr de pe teritoriul României, bazată pe cultura sfeclei albe, a apărut în jurul anului 1830, în județul Sălaj de astăzi. Câteva cuvinte acum despre banala roșie. Cum spuneam, nici Decebal, nici Mircea cel Bătrân, nici Vlad Țepeș și nici Ștefan cel Mare nu au gustat în viața lor o salată de roșii. Motivul este același. Tomatele au ajuns în Europa doar după ce spaniolii au colonizat America de Sud. Cultivarea tomatelor în bazinul Mării Mediterane și al Mării Negre a început abia în jurul anului 1550. Prima carte de bucate în care apăreau rețete cu tomate se tipărea abia în anul 1692 în Italia. În țările române, probabil că Mihai Viteazul a fost primul domnitor important care a gustat această legumă. În privința cărnii, strămoșii noștri de până la anul 1700 au mâncat carne de vită, de porc, de pasăre sau carne de vânat. De reținut că boierii români nu apreciau deloc peștele de apă dulce, pe care îl considerau mâncarea săracului. Toți marii noștri domnitori, de până la Mihai Viteazul, nu au gustat carne de curcan. Această pasăre a venit tot din America în urma colonizării europene. În fine, acum câteva cuvinte despre tutun. În ciuda a ceea ce ați fi tentat să credeți, românii nu au fumat din totdeauna. Tutunul a venit tot din America și a pătruns la noi de la turci după anul 1600. În popor, tutunului se spunea tămâia dracului. Iar morala acestei povești sună ca un sfat medical. Dacă Vlad Țepeș v-ar fi prins fumând o țigară, probabil v-ar fi considerat posedat de diavol și poate v-ar fi tras în țeapă. Până la întâlnirea noastră viitoare, nu uitați că istoria rămâne cea mai frumoasă poveste.